Jandarmii sătmăreni au desfășurat joi, 25 februarie, activități preventiv-informative la centrul multifuncțional Alter Ego din Satu Mare. Potrivit Satu Mare Online, jandarmeria a fost invitată să prezinte copiilor din centru aspecte teoretice și practice legate de misiunile jandarmeriei. Pe lângă misiunile instituției, invitații au arătat copiilor cum să se comporte în societate, cum să adopte o conduită civilizată. Totodată, celor prezenți le-au fost prezentate diferite aspecte referite la modul în care trebuie să evite formele de violență și modul corect de acțiune în cazul în care sunt martori sau chiar victimele unor comportamente agresive. Au fost trecute în revistă efectele violenței pe termen scurt și mediu, copiii fiind încurajați să aibă un comportament proactiv. Elevii au ascultat cu interes expunerile făcute, iar după prezentarea aspectelor teoretice, le-au adresat numeroase întrebări jandarmilor.